acel act pe care noi l-am făcut în semn de protest, adică tabelul cu semnăturile oamenilor care sunt dispuși să-și dea demisia, este unul care nu poate să fie aplicat în condițiile legii, că o demisie este un act uninominal care trebuie să fie scris și care trebuie să fie înmânat de fiecare salariat în parte. Motivul practic pe care noi l-am avut acolo ca și chemare a fost unul care ne-a bucurat și care ne determină să mergem în continuare în aceeași echipă, pentru că ni s-a spus foarte clar că nu se dorește acest lucru. Ca să-l citez așa pe domnul director, a spus că eu nu-mi doresc ca voi să plecați și eu am răspuns evident în numele colectivului că nici noi nu ne dorim să plecăm și că practic reacția noastră a fost reacția unei acțiuni pe care a fost executată și făcută de un comitet director și că așteptăm de la acest comitet director să găsească soluții, nu să ia decizii și să avem o altă relație bazată pe comunicare și o stabilitate în viitor. Vis-a-vis de pierderile pe care serviciile medicale, specialitățile medicale din acest spital le are în urma unei decizii de acest gen, sunt diferite, pentru că, într-adevăr, sporurile în spitale sunt diferite, sunt specialități care sunt mai mult afectate și altele care sunt mai puțin afectate. Eu nu-mi doresc să fie afectată nicio specialitate. Dacă se dorește o cifră exactă vis-a-vis de raportarea acestui spor de 17, eu vorbesc de serviciul de urgență, raportarea acestui spor la serviciul de urgență, un medic în medie pierde aproximativ 2000 de roni, că și acolo e o problemă, dacă e specialist, dacă este primar, dacă are gradație 1 până la 5, deci fiecare medic știe în funcție de salariul lui brut această reducere a sporului cât îi revine. Un asistent, într-adevăr, și el este destul de afectat pentru că pierderea este undeva la 1000, un infirmier în jur de 500, nu știu să vă spun date exacte pentru că eu nu știu exact fluturașul angajatului. Nu eu semnez statele de plată. Și astfel calculele sunt făcute individual pentru fiecare persoană. Exact. Sau la nivelul conducerii pentru a se vedea exact impactul și influența financiară, da? Nici acest lucru nu ne-a fost explicat, pentru că s-a vorbit în ședințele ulterioare, adică după ce s-a luat această decizie, s-a vorbit despre procente. Noi nu știm exact care este problema spitalului ca și parte de buget sau neîncadrarea în această anvelopă. Nici s-a explicat că s-a depășit cu un anumit număr de procente, valoarea care a fost predestinată, prescrisă pentru a fi respectată. Noi nu am înțeles de ce anul trecut ne-am încadrat, anul acesta nu, n-am înțeles foarte bine nici de ce alte județe cu aceeași categorisire a gradului de spitalizare de spital pot să păstreze aceste salarii, noi nu. Repet, sunt convinsă că se vor găsi soluții pentru că cred că am dovedit că noi ne facem treaba și merităm în continuare să fim în acest spital și ne dorim acest lucru. Nu e ca și cum dorim ca botoșănenii să fie privați de servicii medicale. Acea decizie a comitetului director a fost adusă la cunoștință având în vedere faptul că sunteți printre categoriile de angajați vizați de tăieri de sporuri? Adică cunoașteți conținutul cu acelei decizii? Niciodată nu am avut acea decizie în față, să pot să o judec ca și emisie și cum a fost scrisă, cum a fost concepută. În urma comitetului director, eu am avut o întâlnire în serviciul de urgență cu director medical și mi-a confirmat verbal că da, s-a luat această decizie și că sporurile se reduc la minim și că nu există un procent care este luat pentru toți angajații acestui spital la fel și că este diferențial. Indignarea a pornit de la faptul că da, nu a existat o comunicare și faptul că se iau decizii care vizează salariul unui angajat al spitalului fără să știe de ce și care este motivul.
lipsa acestei comunicări a dus practic la acele sume vehiculate în spațiu public. La un moment dat se vorbea despre o sumă de 1700 lei care ar putea fi pierdută la ulterior de 4000 de lei. Adică acesta ar fi motivul pentru care s-ar perpetuat aceste sume și zvonuri în spațiu public. Acum, dacă e să ne gândim așa, oamenii nu sunt mulțumiți dacă le iei 10 roni și nu le explici de ce le iei acei bani. Pentru că asta este ideea. Eu am spus foarte clar să mi se explice și să mi se aducă la cunoștință motivele pentru care serviciul de urgență a fost pedepsit, ca să spun așa, și într-adevăr a fost o reducere semnificativă din spor, respectiv de 17%, dacă el a fost de-a lungul timpului ineficient, dacă el cu un număr de medici care este la jumătate din normativ și au prestat servicii cât pentru 2 sau 3 medici, merităm acest lucru. Și dacă această decizie care a fost luată este practic o soluție bună pentru viitor. Pentru că dacă noi ne gândim că astăzi avem un număr de 14 doctori și da, noi avem un serviciu de urgență extraordinar, foarte frumos, foarte bine dotat, noi acum trebuie să ne aplicăm atenția, să ne concentrăm pe a aduce resursă umană. Noi putem să oferim îngrijiri medicale de calitate și mai performante în momentul în care avem mai mulți medici, mai multe cadre medicale superioare care să ofere îngrijiri pacienților botoșeneni. Noi nu trebuie să-i alungăm pe ăștia să avem o concurență. Și așa există sistemul concurențial. Avem ambulanța, care este un sistem concurențial pentru serviciul de urgență și pot să dovedesc, pot să spun public că da, am un medic care a plecat din serviciul de urgență la ambulanță. A plecat din serviciul de urgență la ambulanță pentru că condițiile de lucru și salarizarea este mai bună decât o avem noi în acest moment la serviciul de urgență Botoșani. Am avut medici care am pierdut, care n-au putut să-și desfășoare activitatea la Botoșani și au plecat la Dorocoi. Nu mă mândresc cu acest lucru. Eu nu-mi permit să devin un serviciu care să nu ofere competiție celorlalte servicii care îmi pot asimila doctori sau cadre medicale medii și să rămână serviciul de urgență Botoșani deficitar în continuare pe acest plan. Și în aceste condiții aveți nevoie de susținerea echipei manageriale, da? Avem nevoie să avem susținerea în continuare a echipei manageriale și a Consiliului Județean. Avem nevoie să captăm și să oferim cât mai multe suplimente, să atragă mână de lucru, nu să pierdem.